Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost ziua internațională a pastelor, înțeleg. Da, ieri. Ieri a fost ziua internațională a pastelor. Da. Cine l-a sărbătorit? Ziua regelui Mihai și ziua armatei, dar și ziua pastelor. Și astăzi este Sfântul Dumitru. Sau la mulți ani, mitică. La mulți ani la mitici. La mulți ani. La mulți ani tuturor bucureștenilor. Ce să zic? Bun, dar revenind la ziua internațională deci a pastelor. Deci noi mitici. Sunt cel Moise, da. Da. Bun, o româncă din Italia. Practic o italiancă. Mai nou, a postat pentru români cele 10 crime capitale pe care le poți comite când gătești sau mănânci paste. Ia să vedem, domnule. Domnule, și vreau să spun că sunt foarte adevărate toate. Aștept să mă contraziceți. De ce nu trebuie să faci niciodată când gătești paste? Până și eu am gătit paste, deci hai să văd dacă am greșit. 1. Să rupi spaghetele când le pui la fiert ca să-ți încapă în oală. Niciodată n-am făcut asta. Eu recunosc că așa se proceda în copilăria mea. Spaghetele se rupeau ca să intre în oală. Și după aceea am mai crescut și am observat că e simplu. Dacă le pui, ele se pun când apa fierbe. Da. Păi stai, mă, în copilărie, plăcerea aia e să... Toată pasta. Așa era treaba. Am înțeles. Le pui și ele, cum să spun, se moaie imediat. Și coboară. Da. Și coboară. Eu le rup. Da. Tu le rupi? De ce, mă? Serios? Cum e posibil, criminalule? Le rup că trebuia oricum să le tai pentru copii. Că le-am dat lungi și când le mâncau ei, umpleau toată masa de stropi. Era o chestie de organizare. Atunci se explică. Altfel nu, corect. Dar nu trebuie rupte. Le rupi în două sau în trei? În două, în două. Încearcă în trei. Fă-le mici. Mărunțesc prea tare. Da, fă-le tăieței și dă-le cu lingura. Care-i problema? 2. Să fierbi pastele mai mult decât scrie pe cutie, ca să nu te doară burta. Nu, corect. Niciodată. Pastele trebuie făcute, hai, nu neapărat al dente, că unora nu le place crăță. Dar să nu le fierbi prea mult, că se fac păsat. 3. Să clătești pastele fierte cu apă rece. Niciodată. Niciodată. La fel, îmi pare rău să admit, așa am crescut și eu în copilărie. Să puteam pastele și pac. Plus că se punea ulei în apa de fiert, cu principiu că să nu se lipească. Da. Lucru pe care l-am descoperit cu oroare, că maică mi-l face și acum. Și m-am luptat cu ea, am spus, nu se lipește nimic. Pune-le când fierbe apa, pune sare mult înainte și nu, dar se lipește, trebuie să pună. Nu punem ulei niciodată. De ce nu punem ulei? Pentru că atunci devin uleioase și când punem sosul să facem, nu se mai lichește. Nu se mai lipește și rămân uleioase și scârboase. Dar să pui smântână la carbonara. Așa, asta e o chestie americanească. Niciodată. Niciodată. Să folosești carne de porc, doar carne de porc, la ragu. Ragu e sosul ăla scăzut, pendelete cu care se fac pastele bolonieze și multe alte tipuri de paste. De carne tocată. Da, carne tocată, da. Trebuie și să folosești vită și poți să adaugi și porc, dar vită în primul rând. Italienii, mă, normal, folosesc numai vită și ceva afumătură de porc ca să-i dea, da, sau panceta, dar poți să pui, e permis și puțin amestec, da, adică strici niște porc. Da, ragu rapid. Nu există ragu rapid, zice doamna asta. Ragu e un sos de slow cooking, așa este, ca zacuscă. Corect, nu poți să faci zacuscă în 3 minute, nu poți să faci ragu în 3 minute, corect. Este o porcărie îngrozitoare. Ai răbdare și de altfel nici nu-i complicat. Pui în oală, dai la cuptor la temperatură joasă și îl lași acolo. 3 ore, 4 ore, cu cât stă mai mult fără să se arde, e mai bine. Da. Să înlocuiești parmezanul cu cașcaval, așa este, absolut îngrozitor. Să tai pastele din farfurie cu cuțitul. Să servești pastele fără să aduci la masă și adaugi de parmezan. Deci parmezanul corect. Obligatoriu. Da. Zice doamna, cam ca lipsa ardeiului și smântânii la ciorba de burtă. Bravo. Și a zice și oțetul. Corect, nu se poate. Aolo, mi se face mal. Să mănânci pâine la felul de paste. Nu există așa ceva. Bă, eu nebunesc. Nu există mai așa ceva. E multă lume care mănâncă. Păi, prima dată am văzut la Pizza Hut. În anii 90, când s-a deschis, la paste îți dădea pâine prăjită. Și am văzut în Seinfeld. George Constanța, care mănâncă paste cu pâine. Este ceva îngrozitor. Nu făcuse și Eminem, parcă sandwich cu paste? Ba da. În America, americanii, bine, au dus totul caloric mai sus, adică au zis cât au pastele astea, 1000 de calorii, le faci 5000. Da. Și pun pâinea aia, dacă are unsă cu usturoi, e puțin prăjită, dar eu am văzut la noi foarte mulți oameni care mănâncă paste cu pâine, nu, cu franzelă. Niciodată. Cu franzelă? Da. Ca micii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.